și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore, cu medici de top din România. Pentru cele mai multe persoane, COVID-19 este o viroză mai deosebită, fără sechele post-vindecare. Însă există și categorii de pacienți care se confruntă cu probleme și după ce infecția a trecut. Vorbim despre posibilele sechele neurologice cu profesor universitar dr. Alexandru Vlad Ciurea, care este director științific al Spitalului Clinic Sanador. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Ați folosit noțiunea de sechelă. Să lămurim acest cuvânt. Sechela, după o boală, rămâne o urmare. Noi am folosit două elemente. Elementul care nu este sindromul post-COVID. Și au apărut cărți, acum am și colaborat la o carte a Academiei Române, s-a discutat de sindromul post-COVID. Este o entitate. Numai că poate se va întâmpla, nu știm, așteptăm ce ne spune guvernul. Nu există sindromul post-COVID. Iar sechela reprezintă leziuni constituite în organism și neurologice, unele foarte invalidante, grave, care rămân pe mult timp. Există sindromul post-COVID, este dovedit total. Și acest sindrom post-COVID l-am văzut la persoane, din fericire eu nu l-am avut, dar l-am văzut. Am văzut persoane și dumneavoastră ați văzut, persoane care rămân ca sechele cu tulburări de miros, tulburări de gust peste 2-3 luni după ce s-a produs boala. Persoane care nu se mai pot aduna mental. Deci au, mă scuzați, chiar tulburări mentale, de minte. Nu mai este la fel creierul de funcțional. Persoane care au boli neurologice, mai ales persoane în vârstă, să zicem, o boală de sistem nervos care este tratată. După COVID, fenomenele se accentuează. Parkinson agravat, alte boli și chiar persoane care au avut la limită tulburări de memorie merg galopant spre afecțiuni mult mai grave, nu vreau să pronunț numele acelui neamț pe care l-am uitat, care se numește Alzheimer. Se produce o degradare a funcțiilor cerebrale. Au suferit acest COVID, le-a împins peste prăpastie, le-a aruncat dincolo. Tot acest grup mare de boli pe care noi spunem neurodegenerative, adică creierul nu mai funcționează normal. Deci nu se mai regenerează normal. Este neurodegenerativ. Mă închipuiți-vă că și o boală musculară, că mușchii nu mai funcționează, se topesc, așa se întâmplă și în creier. Aceste boli neurodegenerative care sunt la început tratabile cu ajutorul familiei, cu ajutorul doctorilor, cu toate casele de susținere, care se fac tot felul de tratamente fizioterapice, kinetoterapie, dintr-o dată cad într-un fel de cascadă la pacienții post-COVID, mai ales la seniori și cei cu fenomene asociate de tensiune, diabet, obezitate și dintr-o dată lucrurile capătă o formă din nefericire chiar galopantă cu accentuarea și în tot sindromul post-COVID cu accentuarea tulburări neurologice anterioare, mentale, precum am spus, anterioare. Este în sindromul general post-COVID. Alt fenomen foarte interesant, acel brain fog pe care spun și recunosc că l-am avut și eu, există persoane în perioada a doua în sechelă post-COVID în care se menține și în care nu mai sunt performante intelectual, mă refer chiar la tine, la corporatiști care au atâta activitate, care țin ca și dumneavoastră laptopul în mână și trebuie să lucreze. Nu mai sunt la performanța anterioară. Deci apar sechele post-COVID pentru că sistemul nervos a fost afectat atât ca celulă nervoasă cât și ca vascularizație. Partea de vascularizație prin care intră sângele, oxigenul proaspăt în celula nervoasă. Acestea sunt elementele esențiale în sindromul post-COVID. Noțiunea de sechelă în care rămân fenomene, am văzut și asemenea lucruri, am văzut, de exemplu, la un copilaș o encefalită sechelară, nu la prima infecție, post-COVID. S-a făcut COVID-ul, a trecut o perioadă și treptat s-a conturat o fenomen de encefalită cu afectare de creier mic, de tulburare cerebeloasă. Conturată clar ca sechelă după COVID și probabil că vor fi și altele. Am văzut sindrom convulsiv post-COVID. Probabil că avea și înainte, probabil că făcea crize, noi le spunem subclinice, le depistează aparatele și dintr-o dată apar la vedere datorită acestei
acestui cumplit virus care atacă sistemul nervos central. Toată povestea este cum să prevenim, să nu ajungem la sechele. Noi nu trebuie ca să ne luptăm, să tratăm. Cheltuim foarte mulți bani, nici nu știm încă foarte bine cu cine ne batem. Noi trebuie să facem tot efortul de prevenire. Efortul de prevenire, le știți cu măsurile obligatorii, mască, distanțare, igienă, spălare, etc., care rămân, orice am face, rămân acestea și sunt în întreaga lume și trebuie să le folosim și cu acest fenomen suprem care este și care trebuie folosit, este vaccinarea. Altă luptă, altă armă în momentul de față, noi nu avem. De vină este chiar virusul sau efectele sale în organism se propagă în toate sistemele și inclusiv ajung până la nivelul creierului, care teoretic e protejat de acea barieră, da, pe care perfect. O avem? Virusul este scânteia și după aceea urmează cascada. Deci el a dat drumul, l-a aruncat, vedeți, când la o bombă îi pui un fitil, fitilul funcționează, după aia explodează bomba, niciodată de la început bomba. Așa este și cu problema aceasta. Virusul dă drumul la cascada de patologii, după care ea se propagă independent de virus, lucrurile merg în cascadă. Ca și acea coagulare intravasculară s-a produs într-o parte, ea merge în continuare. De aceea, dacă știți, e un simplu fenomen. Și eu și toți cei care au avut această boală și au fost internați în spital, au primit tratament anticoagulant cu fraxiparină și după aceea au continuat cu aspirină, ceea ce mi s-a întâmplat și mie, și aceea este foarte corect, să nu se coaguleze sângele în vase, pentru explicația telespectatorilor. Pentru că am vorbit de sechele, se știe că cele neurologice sunt foarte grave și recuperarea durează foarte mult. Vorbim de cele care sunt deja studiate, nu neapărat cele post-COVID. Așa, din ce ați observat dumneavoastră și din experiența dumneavoastră, credeți că e posibil la un moment dat să apară și astfel de situații la bolnavii de COVID, o recuperare post-COVID foarte îndelungată, poate uneori cu șanse nu foarte mari? Este o supoziție, nu trebuie să fim pesimiști, trebuie să fim optimiști, dar ceea ce a spus se poate întâmpla. A spus că rămân sechele. Sechele înseamnă leziuni care rămân după o boală și care trebuie compensate. Ori compensarea se face cu tot arsenalul care îl avem terapeutic, medicamentos, kinetoterapic, fizic, fizioterapie. Toate aceste lucruri ajută la compensarea și la creier cu metodele de logopedie, dacă este nevoie, din folosire cerebrală pentru compensarea tuturor elementelor care s-au prăbușit și recuperarea trebuie făcută imediat. Nu trebuie aștepta să se constituie fenomene de sechere cât mai repede posibil. Deci cei care ne ascultă și care constată, dânsii sau în familie, că mama, tata nu se mai adună perfect, nu mai au o judecată bună, am văzut pacienți, păi parcă nu merge bine după COVID. Cum adică nu merge bine? Se împleticește. Oameni buni, dar pentru asta am investigat sistemul nervos, găsim cele mai bune soluții, desfacem vasele cerebrale, ajutăm celulele nervoase să funcționeze bine, discutați, nu-i lăsați într-un colț, stați că te faci bine. Singur nu te faci bine în boala asta, deci trebuie să ajutat. Deci toată lupta este să diminuăm sechele și să luptăm împotriva efectelor secundare și care pot să apară după post-COVID, precum am menționat. Care ar fi investigațiile pe care le-ați recomanda în aceste situații, având în vedere că deja CT-ul pulmonar este recomandat în toată lumea și trebuie făcut și poți urmări ce se întâmplă, cu toate că vezi clar, una este revenirea respiratorie și alta este revenirea pe CT-ul respirator, care își revin leziune mult mai dificil și cerebral este la fel. Iar investigația pe RMN este salutară ca investigație perfectă și RMN-ul și partea nativă a RMN-ului și RMN-ul cu angio-RMN care relevă funcțiile și zonele cerebrale. Deci RMN-ul reprezintă investigația de bază și de urmărire a asemenea leziuni și de tratament ca să poată fi urmărit tratamentul. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc o zi foarte bună și vă doresc să nu aveți nici COVID și nici sechere și nici sindromul post-COVID.